În această seară, înainte să se bage la somn, Andreea a vorbit cu doamna Maria, dar și cu doamna Mirela despre Alex. Spunea că îi place că e o persoană foarte directă și apoi a spus că după ce se trezește mâine de dimineață trebuie să-și facă curată la haine iar doamna Maria a spus ce le-ai băgat așa grămadă ca să nu vadă băiatul că ești dezordonată și a spus Andreea că ea de -o fel este foarte ordonată, doar că nu a avut uh, timp. Iar doamna Maria a zis uh, că are fluturi în stomac și doamna Mirela a completat asta nu e rău deloc. Doamnele erau de părere că Andreea are o sclipire în ochi și întreba doamna Maria dacă la Alex nu a văzut doamna Mire la aceeași sclipire și a răspuns că el a fost mereu pe fugă, ba cu spatele și nu a apucat să-i vadă sclipirea, dar la ea se vede. Și doamna Maria spunea că era pe fugă după Andreea și apoi a completat că se bucură foarte mult pentru ea.